Salutare dragi mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB, la un ultim video din acest an 2023. Și cu această caz, cale, pentru cei care nu stau până la finalul acestui video, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie, adică fie ca anul 2024 să fie cel mai bun an din toate punctele de vedere. Da? Pe care l-am trăit vreodată, cel puțin măcar în această viață. Bun. În acest video nu o să fac analize, o să vedeți și analize, dar o să fac ceva care n am mai făcut de multișor Și anume, 20 de predicții corecte pe BVB pentru a vă arăta puterea analizei tehnice mult. Să spunem așa, ignorată și blamată de către unii, inclusiv cei care, să spunem, au canale de YouTube. Acest video l-am pregătit, sau materialul pentru acest video l-am pregătit cumva înainte de Crăciun, dar efectiv nu am avut timp să, îl și, să fac și video. De ce am făcut acest lucru? Pentru că la un moment dat, din întâmplare, am văzut un video a unui coleg de-al meu de YouTube, mare expert în uh, BVB, care spunea că uh, uh, betul va cădea 30% uh, pentru că a crescut destul de mult. Evident că analiza mea tehnică nu arată așa ceva. După ceva minute a spus că uh, stai să vezi că de fapt nu o să cadă chiar atât de mult, dar stai să vezi că nu o să pice chiar acum, dar stai să vezi că e tăcă, e tăcă. Apoi, după aceea, am mai făcut un, o analiză a unei companii și iată, dragii mei, cum mă spun, spunea ceva din nou, că a crescut X% compania respectivă și a început să analizeze perul. Bă, frate, dar tu analizezi după, dacă tu ești expert și te dai rotund în spațiu mic, tu analizezi după ce s-a întâmplat la final de an, care e cea mai tare companie pe BVB, în loc să spui la începutul anului, uite, eu prevăd din X motive că compania XYZ face ceva. Tu dai predicții, mă rog, este final de an și nu vreau să... Nu vreau să intru în politică, nu-mi place să critic, dar când văd el și de dragul um, likeurilor și a, a de oameni pe canal pentru a câștiga niște bani pe care ți dă YouTube-ul, mi se cam... Uh, na, ca la maioneză, știi, când mănânci prea mult, se întâmplă chestii. Bun, din acest motiv, eu uh, am vrut să vă arăt încă o dată, dacă mai cumva nevoie, să de vă demonstrez ceea ce, repet, mulți blamează și ignoră analiza tehnică, uh, și anume 20 de predicții corecte. Și haideți să începem deja cu prima... Da, cu Alumil. Observați că analizele cumva au fost făcute pe canalul de Telegram, care între timp am renunțat la el pe în favoarea programului meu de mentorat. Foarte mulți dintre voi mi-ați fost clienți și sunt convins că ați câștigat sume destul de mari de bani. Chiar am avut o întâlnire pe Zoom pentru a intra în programul meu o persoană care a spus că a început câștiga 10.000 de, de ron pe, de pe analizele mele de pe BVB. Alte persoane au intrat în programul meu de mentorat plătind efectiv cu banii câștigați de pe analizele mele care le-am dat pe YouTube. Din nefericire au apărut și persoane foarte agresive care mă obligă în ghilimele să le fac analizele lor da? și le vedeți în comentariile pe YouTube. S-a ajuns cam la un mic grad, mic mai mare grad de nesimțire fără să mă roage, nu mi-ai făcut analiza care am spus o faci, dar frate, dar avem contract o fac de plăcere, o fac ca să vă arăt că de puterea analizei tehnice bun, dar repet, suntem pe penultima zi din an și vreau ca nu, oricum nu-mi plac polemicile, sunt destul de agresiv din fire și îmi sare țandra repede, dar mă liniștesc enorm de repede trebuie să recunosc că asta e dar hai să intrăm în anul 2024 cu zâmbete, cu un zâmbet larg, cu lumină și pace în suflet și evident să câștigăm cu speranța că BVB-ul ne va aduce foarte mulți bani și de acum încolo. Bun, hai să începem cu alumil, observați că undeva prin octombrie am arătat că această companie va crește și ea a crescut cu ă, aproximativ 10%, repet, această analiză aceste grafice le-am făcut undeva pe 20, 22, 23 decembrie, deci acum aproape 7-9 zile. Între timp, bursa mai a mai crescut 1-2%, nu contează foarte mult, contează că prețul a mers pe conform analizei mele. Asta ar fi una din cele 20, mergem mai departe la Ascendia, da, din nou... Uh, am dat long către sub valul 5 din 5 și observați ce frumos a început să urce <coughs> pardon, să urce prețul, da? Aici a urcat undeva în jur de 20 și ceva la sută. Iată cum doar două companii puteai să ai un randament frumușel pe Bursa de Valori București și nu uitați, dragii mei, că 20% se făcea, uite, observați dacă ați trage o undeva, la sfârșitul octombrie am dat, am dat această analiză și până undeva aproape de Crăciun a crescut cu 20%. Dar uitați că am mai avut încă o oportunitate de creștere undeva din iulie, dar până prin august, după aceea undeva de luni, de undeva la începutul anului, până undeva pe martie, deci cumulai pe această companie, Câteva zeci bune la 100%. 40, 60, nu le-am numărat. Bun, mergem mai departe. BRD, scuzați, BRD, am dat semnal de long spre valul 5. După cum vedeți, o secundă, 3, 4. Deci eram undeva aici. Am dat long, iată ce frumos a crescut. Și cred că a crescut, dacă văd eu bine, undeva la 14% pe BRD, doar pe acest segment de swing. Bun, mergem mai departe. Deci toate sunt făcute, observați, undeva octombrie-noiembrie pe grupul de Telegram, unde zilnic făceam analize pentru cei care, evident, se abonau. Și ia să vedem, de exemplu, bursa de valuri București, da, eram la uh, final de val 4 și am arătat că de aici, deci prețul va cădea din 3 în 4 și evident că urma uh, o, o creștere. Ceea ce s-a și întâmplat, observați că de aici a crescut 16% din valul A în valul B. Iată că și aici un randament frumușel. Mergem mai departe la Digi. La Digi am dat, observați că am avut pe canal de YouTube, așa se denumea, observați că am și coment scris, vizualizări și ora respectivă, nu fac nimic. Ok, bun. Am spus că va cădea și apoi va urca, Observați că prețul a căzut. Și de aici a urcat, dacă văd eu bine, 24% și pe digi. Mergem mai departe, la este. Da, și am dat semnal de long. Observați acest Held and Shoulder inversat. Și de aici prețul a crescut, a făcut o corecție și a început să urce iară. Ia uitați, dragii mei ce frumos a crescut este 10% până la închiderea acestui val. Altă companie și anume Hidroelectrica. Da? Am arătat că prețul din valul 3 a coborât spre valul 4 și mă așteptam la o creștere care din fericire și a de la valul 4, uitați cât de mult a crescut și hidroelectrica. Dacă văd eu bine, tot 10%. Ce frumos se puteau câștiga foarte mulți bani doar cu analiza tehnică și nimic altceva. Mergem mai departe la Life is Hard da, și am arătat dacă prețul va trece de 2 ron, va începe să urce, așteptam această spargere, acest break out și ia să vedem ce a făcut. Observați că a început să urce frumos și evident că mă aștept și în continuare ca prețul să urce, dar de la semnalul meu și până când am făcut această poză, a urcat 27%, dragii mei colegi. Bun, de ce, repet, acest lucru datorează faptului că am studiat foarte mult analiză tehnică, pentru că, repet, și nu o luați uh, în nume de rău, din punctul meu de vedere, doar cu analiză tehnică poți să câștigi bani, evident că se poate completa și cu analiza fundamentală, dar analiza tehnică, dacă vrei să cumperi uh, acțiuni, trebuie să știi când să intri în piață și cu atât mai mult, cu analiza fundamentală, poți să câștigi bani foarte mulți, chiar dacă nu vrei să faci trading așa cum fac eu, ci investind fie în companie, fie în ETF-uri, să știi când anume să intri în piață, pentru că o să vedeți, probabil că într-un video următor o să analizez, deși nu sunt stat la BVB, ETF-uri și o să vedeți că unii dintre ele pentru cei care voi credeți că ele o să crească foarte mult din nefericire, o să aibă niște corecții mari și atunci o să vă treziți cu portofelele pe roșu. Bun, repet, analiza tehnică din punctul meu de vedere este cea mai bună și din nou spun că nu ai ce căuta în piață dacă nu cunoști analiza tehnică și din acest punct de vedere, dragii mei, după cum foarte bine știți, am creat un program de mentorat unic în România, poate și în Europa, sau poate, nu știu, chiar și în lume, în sensul că în uh, timp de șase luni de zile stau zi de zi alături de tine, îți dau materiale, te corectezi, te pun să faci uh, teme și apoi te pun la practică în fiecare zi, evident, în timpul liber de ce spun că sunt unic pentru că după cum știți toți analiștii terința sau fundamental da, vă cheamă să mergeți în localitatea X sau Y la munte în special și acolo o zi două vă predă, nu vă dă materiale la schimb, dacă peste 3 zile ai o întrebare, nu ți răspunde nimeni, ai plecat cu informațiile care le-ai putut să le memorezi pe când la mine informațiile le-ai pe viață da? și timp de șase luni de zile împreună lucrăm zi de zi. Aici, aici vedeți, da? Deci înveți cu mine analiză tehnică, amândoi stăm și practicăm, apoi toată informația pe care ai acumulat-o și practicat-o atât de mine, încep să tranzacționez cu bani real, indiferent că e piața americană, piața BVB. Și mai gândiți-vă la o chestie, da, că anul viitor vor apărea derivatele și atunci ce te faci tu cu analiza fundamentală pe graficul de 5 minute pe hidroelectrica, când hidroelectrica va scădea și tu poți să câștigi sute sau mii de ron în câteva ore sau poate o zi. Și dacă tranzacționezi alături de mine, vei începe să câștigi bani și evident îți asigur succesul. Îți garantez succesul pentru toți cei care intră în programul meu de mentorat. Pentru acest lucru veți primi 24 de videouri, Am să corectez aici. Sunt exact 24 de lecții noi și este tot ce aveți nevoie pentru ca un trader să devină succes. Deci aveți tot ce trebuie în acest program. Aici, testimoniale puteți citi și voi. Acest site. Acest link îl veți găsi și uh, în comentarii și vreau să vă mai arăt ceva. Vreau să vă arăt uh, o postare a unui membru din cadrul programului meu de mentorat care spune că doar după o rând de curs a reușit 13% profit în 5, în 5 ore. Dacă chiar doriți să învățați trading recomand pe Radu cu nota 10. Vreau să vă arăt acum, săptămâna trecută, o persoană a intrat în programul meu, i-am dat cele 24 de lecții noi și iată ce a spus omul după ce, persoana respectivă, după ce a vizionat primul video, așa cum l-am sfătuit. Da, am urmărit primul video, este foarte bine structurat pe înțeles Prima zi l-am închis de nervi pe la o oră de vizionare și nu am putut să dorm toată noaptea gândindu-mă câte oportunități au trecut pe lângă mine și ce înseamnă puterea unui curs bine structurat cu informații valoroase. Aici nu stau să mai citesc, o să, dacă doriți cu adevărat, puneți pe pauză acest video, nu-l citesc eu. Este o recenzie a perso primei persoane care a terminat programul meu de mentorat care la final spune că recomandă cu căldură acest curs este o oportunitate valoroasă de învățare și de creștere personală din punct de vedere al ce și evident al contului vostru financiar indiferent pe ce anume piața veți tranzacționa și repet, orice întrebare pusă pe grup are un răspuns din partea lui Ducului sau a colegiului. Vă rog să citiți acest video punând pe pauză și chiar zilele ieri sau alalt ieri am primit de la membru de la membru, un membru din grupul meu privat, de la programul de mentorat, care mă mulțumea foarte mult pentru că doar cu o informațiile aplicate pe BVB a scos profit, investiția în acest program. Deci a câștigat atât de mulți bani încât doar cu o singură acțiune încât și-a scos banii pe uh, care a plătit acest program de mentorat și gândiți-vă că de acum toată viața lui acest membru va câștiga din ce în ce mai mulți bani și nu știu dacă această persoană are mai mult de o lună jumate sau două. Bun, revenind la... Uh, așa, dacă de exemplu uh, în anul 2024 în sfârșit v săturat să pierdeți bani și ca și investitor, pentru că vorbesc enorm de mult, am 4-5 întâlniri zilnic cu uh, unii dintre voi și uh, am aflat cât de supărat sunt, și ca investitori, da? uh, pentru că nu prea e așa cum spun unii care țin cursuri, da? care visează lapte și, și mere și numai randamente de 10-12% an de an. Nu e chiar așa cum spun unii foarte cunoscuți în România. Așa că dacă doriți cu adevărat să învățați analiză tehnică, vă sfătuiesc să vizionați acest video unde vă prezint programul meu de mentorat. Și dacă vă place, dacă sunteți interesați și vreți să învățați analiză tehnică și vă place programul meu, simțiți că este pentru voi, efectiv apăsați pe acest buton roșu unde vă duce pe un site unde vă programați la o întâlnire cu mine și începând cu 3 ianuarie încolo toată luna, tot anul de acum, deci după Revelion ne putem întâlni la o consultanță gratuită cu mine să vedem ce blocaje aveți, de ce nu câștigați bani, care sunt obstacole și să găsim soluții ca voi să câștigați bani, să deveniți independent financiar. Acest lucru, opa, pardon, acest lucru vă promit eu că îl veți obține dacă intrați în programul meu de mentorat și mă ascultați asemenea instructorului auto când v-ați urcat pentru prima dată într-o mașină pentru permis, da, ascultați ce vă spun și vă garantez succesul. Bun, hai să mergem mai departe și Ah, Life is Hard am arătat 27%. Mergem mai departe. Toate aceste informații, toate aceste intrări le veți învăța și vă voi învăța în cadrul programului meu de mentorat cum anume să intrați în piață. Ce predau acolo este diferit de ceea ce predau, ceea ce arăt în acest video. Numai că intrările în cadrul programului meu sunt mult mai bune decât ce vă arăt aici. Eletul, Eletul este un sistem de analiză și nu de trading. Iar eu vă predau un sistem super mega profitabil de trading în cadrul pro programului meu. <coughs> mă scuzați că tu că am vorbit foarte mult. Nu mă așteptam ca în această săptămână să am atât de mulți oameni doritori să intre în programul meu de mentorat. Electromagnetica, da? am arătat că din această zonă a trebuit să, să urce și e, a urcat 20 și ceva la sută de aici da, sunt vreo 23% dacă văd eu bine nu știu a este doar cum când ajungem la aluminiu clar că să trebuie cele 20 mergem la meta estate da, și iată că undeva în această zonă am spus că se finalizează acest pattern complex Elliot și așteptăm să clar de long, ceea ce el a și venit și a crescut și el vreo 23% din, de la, din ultimul lău până în această zonă. Apoi, oil. Oil, da, am arătat că de la, dacă trece și prețul este deasupra lui 0,12. Dacă cum am spus aici, ai trebuie un zvâc. Iată că zvâcul a venit și a crescut și el uh, 10% pe oil. Ia să vedem ce mai avem. Se om, da, a superioară a trebuit să urce, să închidă valul 5, așa cum am spus eu, membrilor uh, grupului meu de Telegram de din acea perioadă, undeva, undeva prin noiembrie, și a crescut 20 și ceva la sută, 20 a crescut în această zonă. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Sfera, da, observați că am dat semnal de long și gândiți-vă că dacă, de exemplu, mă duceam și făceam undeva în august, da, puteam să prind acest long și vi-l arătam, ceea ce a făcut pe grupul meu privat, doar uh, și încă un long, o corecție, iar un long, ceea ce și prețul, observați, că a crescut vreo 28% sau 29%, da, bun, rău, lichid, nelichid, oricât bani aveai, aveai un profit care el se aduna pe lângă celelalte uh, companii. Mergem mai departe, SMTL, finalizarea valului 4, da? avem acest triunghi corectiv, ABC, am zis că prețul va urca spre 5, a urcat 15% din această zonă până la 42,9, da, și evident că urma ca prețul să mai urce puțin până în jur de 43, 44 și apoi să coboare, Asta a fost analiza făcută undeva aproape de Crăciun. Am vrut să-l trag atunci, dar n-am reușit să fac video. Este bun și acum. Da? Ia să vedem ce mai avem noi aici. Să o câpă. Să o Constanța. Da? Finalizarea valului 4 și din nou un long spre valul 5. Și a urcat ă, 14%. Din, la finalizarea valului grei până acum și evident că are mari șanse ca până anul viitor când va să ajungă undeva la 3 lei și ceva. Deci să mai facă încă vreo 30-40 de procente. O secundă că am ajuns la TBK. Așa, dăm click și avem turbo uh, uh, mecanica, da? Pardon, Transilvania Broker de Asigurări, scuzați. TBK, din nou am dat semnal de lung după această zonă de consolidare și prețul a urcat și el 12% pe TBK și am și spus că urcă încet pe finalizarea valului 3, ușor, 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 mă bătrânește, <laughs> dar a trebuit să ajungă la acel target pe care l-am calculat, ceea ce și -a și crescut a, între timp, ce mai avem noi aici frumos, turbo mecanica. Observați că prețul s-a ajuns în preajma acestei linii roșii care din punct de vedere al pitforcului tot ceea ce este peste această linie roșie, aceste linie mediană a pitforcului este long, tot ce este sub prețul este short și cumva combinat și cu Fibonacci și alte instrumente de analiză tehnică am spus că prețul va uh, începe să urce cumva din această zonă și după cum vedeți a și început să urce, a trecut și de ultimul uh, or high și mă aștept ca în următoarele săptămâni, luni, încet, încet prețul să urce, poate până la linia superioară acestui pitfork, vom vedea, uh, vom vedea evident în timp. Teraplast. Teraplast, dragul de el, a spus că dacă prețul va trece peste 0.49, va începe unul long frumos. Iată că el a crescut, chiar într-o singură zi a crescut cu vreo 7% și în total de la finalizarea valului C până aici a crescut 10%. Deci cine a intrat la finalizarea valului C? Da? A prins 10% și pe teraplast. TTS, ia să mă mut eu de aici, vedem ce am și scris. Urcă frumșers pe targetul meu de la 24 și haide să vedem că prețul a trecut de 24 ca prin brânză. Evident că um, um, Cine cunoaște analiza tehnică știe că mereu trebuie updatat graficul pentru că mereu apar fie știri fie cumpărători sunt foarte uh, agresivi și atunci nu ai cum să știi dinainte uh, exact unde se va opri un preț. Noi îl putem calcula dar dacă prețul trece de prim target avem un al doilea target și mergem și evident uh, că updatăm uh, analiza dar o vedeți că n-am avut niciun semnal de short, așa că cine a intrat, cine a intrat undeva aici, evident că putea să reintre, să recumpere și a crescut undeva la 24% pe transport trade service. Nu știu dacă este ultima, ia să vedem. Da, am ajuns la finalul celor 20 de predicții corecte, dragii mei. Uh, repet, acesta este doar uh, câștigurile pe ultimele două luni. Imaginați-vă dacă, de exemplu, ați fi avut o sumă de bani și ați fi împărțit-o la 10 sau 20. Gan, de exemplu, unul din cei mai mari trader al lumii, spunea să îți alegi câteva companii și suma de bani pe care o ai alocată să o împarți la, la, cele, uh, la număr de companii care le-ai și să intri cu sume egale gândiți-vă ce randamente ați văzut că de la 10% până la 28% parcă era cea mai mare doar în câteva luni de zile. Evident că analiștii fundamental n-au nicio treabă, ei intră că îi împinge trendul, dar dacă cunoști analiză tehnică, evident că poți să intri și să ai un randament foarte, foarte bun, da? Observați cât de mult a crescut aici aluminiu, corecție, iar creștere, corecție, iar creștere, iar corecție, iar intrai. De ce să lași banii pe masă când știi, da? De exemplu, dacă aici, să spunem că ai avut 10.000 de rom profit și prețul coboară 5%, ai pierdut 5.000 de lei. De ce? Eu îmi învăț elevii întotdeauna, membrii mei, să marcheze profitul și să aștepte semnal de long. Evident că în cele 24 de lecții din cadrul programului meu de mentorat i-am învățat o multitudine de metode, inclusiv din Elliot Wave, inclusiv din GAN, inclusiv Pitfork, lucruri extraordinari de ușor de practicat și cu maximul de beneficii. Dragii mei, cam aceasta a fost uh, lecția uh, lecția. Nu este ce lecție, scuzați. Nu mă cred în programul meu de mentorat. Acesta a fost videoul meu uh, pentru uh, ultimul meu video pentru acest uh, pentru acest an. Uh, mulți dintre voi mi-a spus că am cam lipsit în ghilimele de pe YouTube uh, și am și spus de ce am uh, făcut mai puține videori, dintr-un simplu motiv că Uh, din aprilie am început acest program de mentorat și evident că până m-am acomodat și eu cu programul care l-am creat cu oamenii, pentru că și acolo postez zi de zi, fac analize, le arăt membrilor mei cum să folosească informația pe care o dau în cele 24 de video pe orice grafic, orice companie de pe această planetă, orice ETF, orice criptomonedă, orice pereche, forex, orice, commodities, orice vreți voi, acolo analizez și mereu sunt 100% practic, sunt un tip foarte pragmatic, nu alălei și cine intră în programul meu îl cam pun la treabă, pentru că am tot interesul ca acel om să câștige bani, ca numele, nu neapărat să am un renume în România, nu asta am doresc foarte mult, ci vreau să ajut oamenii să câștige bani, și la asta mă pricep cel mai bine folosind analiza tehnică. Nu contează ce piață folosiți, contează că cine intră în programul meu, eu garantez succesul, că deveniți stă de succes și în viitor veți deveni trader independenți, putem trăi doar din trading. Și vă învăț și cum fie că investiți în ETF-uri și avem tot felul de a, niște ași sub Bun, dragii mei, cam ce, repet, vă doresc ceea ce îmi doresc și eu, adică la mulți ani, sănătoși, fericiți, prosperi, pace în lume și mai ales în sufletele voastre și fie ca anul 2024 să fie cel mai bun an din toate punctele de vedere pe care voi l-ați trăit vreodată, cel puțin, în această viață cât suntem noi conștient. Ne revedem cu bine anul viitor, deja miercuri încep bursele. Miercuri joi o să încep să analizez și eu, să updatăm uh, piața și uh, o să fac videoclipuri mai dese decât anul acesta, dar mult mai scurte pentru că am observat că uh, or cât mi-am deschis sufletul și făceam videoclipuri și analizam 10, 12, 14 companii, voi vedea. Uh, deci făceam video de o oră, o oră și ceva, voi vedea uh, cam 5-7 minute, pentru că YouTube-ul uh, undeva uh, în studio arată câte minute, uh, media minutelor a fost vizionat, așa că prefer să analizez 2-3 companii să fac mai des decât să fac un video cu 12 companii, să vă mulțumesc pe toți din comentarii, poate mai bine așa și pentru voi. Vom vedea și vom testa și acest lucru, sunt deschis la orice este minunat, armonios, sublim. Deci încă o dată, dragii mei, toate cele foarte bune, la mulți ani și ne revedem cu bine în noul an. Și, repet, cine dorește cu adevărat și este harnic și serios să se programeze la o întâlnire pe Zoom cu mine și hai să dăm bice la treabă că am deja experiență, deja s-au finalizat cele șase luni cu multe persoane, am o super e, experiență totul este foarte simplu pentru mine știu absolut să mă mulesc pentru oricare dintre voi doar să batem palma și să ne apucăm de treabă toate cele foarte bune și la mulți 2024